Un accident extrem de violent s-a petrecut în această dimineață pe autostrada A1 București-Pitești, în apropierea localității Căscioarele din județul Giurgiu. Din primele informații, se pare că o persoană ar fi murit, iar alta este grav rănită. Alexandru Andronache, subinspector Infotrafic, ne spune ce s-a întâmplat. Bună dimineața! Bun găsit! Într-adevăr, în această dimineață, pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 40, pe sensul către Pitești, în apropierea localității Căscioarele din județul Giurgiu, un autocamion a colizionat 3 autovehicule ce se aflau staționate pe banda de urgență. În urma impactului, o persoană a decedat, iar o alta a suferit răni grave, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale. La această oră, traficul rutier este în continuare restricționat pe prima bandă, circulându-se doar pe banda numărul 2. Și cu permisiunea dumneavoastră, pentru prevenirea accidentelor rutiere, vrem să sfătuim conducătorii auto să manifeste prudență la volan, să se asigure și să semnalizeze înainte de schimbarea direcției de deplasare, dar și să crească distanța de siguranță între vehicule. A fost o intervenție dificilă, domnule Andronache. Întrucât au fost implicate în acest eveniment 4 autovehicule, într-adevăr, colegii noștri încă acționează la fața locului, tocmai de aceea și traficul este restricționat în continuare pe a doua bandă. Ce alte alternative au șoferii? Pe unde ar putea circula astfel încât să evite autostrada? În acest moment nu este neapărat de evitat autostrada, întrucât valorile de trafic sunt normale în zonă și se circulă, așa cum v-am spus, pe banda a doua, pe sensul către Pitești.